7 octombrie. Tradițiile spun să te scoli înaintea soarelui, căci e păcat să răsară soarele peste tine dormind. Înainte de răsăritul soarelui, fata care merge să se spele la un izvor, să se spele din partea din care răsare soarele și să zică: după cum așteaptă oamenii ca să răsară soarele, așa să mă aștepte și să mă dorească și pe mine flăcăii. Dacă cerul e senin când soarele răsare, dar îndată intră în nor, e semn de ploaie și încă în ziua aceea până la amiază are să plouă. Se crede că seara apa e necurată și, aducând cineva seara apă în casă, trebuie să zică: binecuvântați apa, iar cei din casă să răspundă: Dumnezeu să o binecuvânteze, și apoi abia devine ea curată. Când copiii mici plâng noaptea, se face seară de muma pădurii. Se ține copilul în brațe și în umbra lui se dă cu toporul de 3 ori, zicând vorbele acestea: fugi nălucă prin prelucă, prin răzor printre răzor, că te iau cu alt topor.